Ezechiel 37, de la versetul 1 până la versetul 14. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi și veți învia. Și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise. Și pe când proroceam s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vene. Carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului. Prorocește fiul omului și zi Duhului. Așa vorbește Dumnezeu. Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Am prorocit cum mi se poruncise. Și a intrat Duhul în ei și au înviat și au stat pe picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. El mi-a zis, fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. De aceea prorocește și spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu, și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul, când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Vă voi așeza iarăși în țara voastră și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am și făcut, zice Domnul. Amin. Amin. Fraților, să știți că sunt conștient de faptul că în contextul cărții prorociei lui Ezechiel este vorba de poporul Israel în primul rând și de revenirea lui în două etape, în primul rând după robia babiloniană și la urmă după aproape 2000 de ani de exil în toate țările lumii. De fapt, capitolele 36 și 37 sunt despre același lucru, despre faptul că Israel a venit înapoi în țara lui și că lucrul acesta constituie unul dintre semnele cele mai clare că trăim vremea sfârșitului. Nu trăim, de fapt, noi acum vremea sfârșitului, ci trăim sfârșitul vremii sfârșitului. De aceea Scriptura spune, este ceasul în cele din urmă, să vă treziți. Dar astăzi nu o să vorbim despre Israel și nici despre contextul istoric, nici despre cum s-a împlinit profeția, ci o să vorbim despre noi, pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu are și capacitatea aceasta de a putea să ne vorbească duhovnicește nouă. Dumnezeu ia lucrurile din cuvântul Său, le transformă prin Duhul Său și le face vii pentru noi. Acest cuvânt nu e un cuvânt mort, nu e un cuvânt pe care să-l citim pentru înțelegerea noastră culturală sau pentru înțelegerea istorică, ci este un cuvânt viu pentru noi astăzi. Și astăzi vom vorbi despre câteva lucruri care privesc trezirea. Este un loc foarte bun pentru a discuta această temă, și anume trezirea. Toată lumea știe că este nevoie de trezire. Poate niște oameni satisfăcuți cu starea lor de uscăciune pot să spună, noi nu vrem să fim deranjați, pot să fie și astfel de oameni. Dar cine suspină și geme de dor după Domnul, în inima lui este o dorință, în primul rând, ca oamenii să-L cunoască pe Dumnezeu și Evanghelia să fie răspândită, dar mai întâi, mai înainte de asta, Biserica lui Dumnezeu să fie trezită și Domnul să lucreze asta. Și aș vrea să vedem aici câteva etape. Este vorba de trezirea individuală și de trezirea unei întregi comunități. Și spun de la început, nu se poate produce trezirea unei comunități până nu este trezirea unui om. Și fiecare om în dreptul lui trebuie să se trezească. Uitați-vă la versetul 1 și la versetul 2. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele, de jur împrejur, și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. Îl ia Domnul pe Ezechiel și îl plimbă printr-o vale de oase. Uită-te bine, ce vezi? Uită-te cu luarea minte și vezi cum sunt și câte sunt. Și astăzi, dragii mei, este vremea să ne uităm și noi. În primul rând la noi și pe urmă în jurul nostru. Ce vezi? Dacă te uiți cu atenție în viața ta spirituală cu Dumnezeu, ce vezi? Dacă nu vezi uscăciune, poate să vezi și altceva. Dacă nu vezi
această uscare, această secetă în poporul lui Dumnezeu, trebuie să te uiți mai bine. Neemia, când a venit în țara lui, înapoi în Israel, același lucru l-a făcut. Nu s-a apucat de zidit, ci s-a apucat să cerceteze țara și spune așa: am ajuns la Ierusalim și am rămas acolo 3 zile. După aceea m-am sculat noaptea cu câțiva oameni fără să fi spus cuiva ce-mi poruncise Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim. Nu era cu mine nicio altă vită în afară de vita pe care călăream. Am ieșit noaptea pe poarta văii și m-am îndreptat spre izvorul Balaului și spre poarta gunoiului, uitându-mă cu băgare de seamă la zidurile dărâmate ale Ierusalimului și la porțile lui arse de foc. Am trecut pe lângă poarta izvorului și pe la iazul împăratului și nu era loc pe unde să treacă vita care era sub mine. M-am suit noaptea pe la pârâu și m-am uitat iarăși cu băgare de seamă la zid. Dragii mei, este o vreme în care trebuie să te uiți cu băgare de seamă. Este viața ta plină de râuri de apă vie? Domnul Iisus a spus: cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. S-a uitat cu atenție, spune: dregătorii nu știau unde fusesem și ce făcusem. Până în clipa aceea nu spusesem nimic iudeilor, nici preoților, nici mai marilor, nici dregătorilor, nici vreunuia din cei ce își vedeau de treburi. Le-am zis atunci: vedeți starea nenorocită în care suntem. Și întrebarea este: vedeți starea aceasta nenorocită? Nu poate să vină nicio trezire, nu poate să vină nicio pocăință, cât timp omul se mai agață de nimicuri și spune: eu sunt bine. L-a luat pe prorocul Ezechiel și l-a dus, dragii mei, să vadă niște oase uscate, nu dintre neamuri. Neamurile erau uscate de tot, moabiții, amoniții, filistenii, tot ce înconjura poporul Israel, nici n-aveai ce să aștepți de la ei, că erau neamuri, erau păgâni, n-aveau cum să fie altfel. Dar de data asta poporul lui Dumnezeu este cel uscat. Uită-te cu atenție, sunt mulți, da, slavă Domnului că sunt mulți. Și ce dacă sunt mulți? Erau foarte multe oase uscate. Sunt foarte mulți, dar și foarte uscați. Uscate de tot. Ce vede astăzi Duhul Domnului în biserica lui Dumnezeu? Să dea Dumnezeu ca măcar aici să vadă viață. Amin. Și spune: uscate de tot. Nici măcar un strop de apă, nu mai era nimic. Așadar, prima etapă este aceasta. Să constați bine situația de cădere în care te afli și să-ți vezi uscăciune. Cât timp omul încă mai crede că are o religie, că el este bine, că el știe o poezie despre sângele Domnului Iisus și știe niște versete, viața lui nu este deloc transformată, nu se vede puterea lui Dumnezeu, nu se văd izvoarele de apă vie curgând dinăuntru, nu se pocăiesc cu oamenii în jurul lui, lucrarea stă pe loc, ba mai rău, merge mai în jos, copiii lui se pierd, totul e distrugere în jurul lui și el zice: sunt bine. E vremea, este ceasul în cele din urmă să vă trebuie, deschideți ochii, fiecare se uite în jurul lui. Păi de-aia e cădere în casa ta, de-aia e cădere în jurul tău, pentru că dacă tu ești uscat, a, nu, eu sunt. Foarte bine. Să știți că vor fi oameni care până în ziua veșniciei vor zice: eu, noi am făcut, noi suntem, n-am făcut și multe minuni. Noi suntem. Și de-aia nu vine trezire în țara asta. V-ați întrebat de ce țara asta n-a avut niciodată trezire? Pentru că oamenii până astăzi zic că ei sunt. Ei nu și-au recunoscut. Citim de trezire în țara Galilor, citim de trezire în Anglia. Păi oamenii aceia n-au mai zis: noi suntem. Înainte să vină fine, au fost 10 de ani în care oamenii din biserici nu făceau altceva decât să stea cu fața la pământ și să zică: Doamne, milă de noi, trimite-ne un trezitor. Și venea fine acolo, încă necredincios. Și se mira de ei, zice: ce caută, ce cer oamenii ăștia? Fără să știe că pe el, de fapt, Dumnezeu l-avea în vedere. Dar au fost oameni care au stat 10 de ani. Și bisericile de astăzi zic: noi avem programe, ne ridicăm în picioare, suntem, am făcut, chiar suntem. E plină plaja de creștini. Plină. De la cei mai mici până la cei mai mari. Îți vezi uscăciune? Nu e nicio picătură de apă. Se usucă sufletele în adunare? Te usuci și tu? Și zici: totuși, încă mai găsești putere în brațul tău? N-ai obosit? Al doilea lucru. După ce constați stare, aici este încercarea credinței. Crezi tu că se poate face ceva cu tine? Și că se poate face ceva cu poporul Domnului? Ia uitați-vă aici. El mi-a zis: fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns: Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. Grea încercare. Câteodată mă întreb și eu, vor putea? Îi vezi așa apatici pe oameni? Mai pot oamenii ăștia să... Păi sunt uscați de tot. Mai... Într-adevăr, bună întrebare. Și bun și răspunsul. Doamne Dumnezeule, Tu știi. Îl întreabă Duhul Domnului și profetul răspunde: Tu știi, într-adevăr este mâna lui Dumnezeu lucrul ăsta. Și mă gândesc și eu, Dumnezeu știe bine ce a hotărât și Domnul să lucreze după
voia Lui cea bună, plăcută și desăvârșită. Să mai facă încă un seceriș și înainte de venirea Domnului Iisus. Pentru că dacă vine astăzi, puțini, foarte puțini, vor pleca cu El și foarte mulți vor rămâne în continuare să-și facă turism, să-și ducă afacerile la bun sfârșit și unii chiar afacerile religioase și să-și vadă de viața lor cum și-au văzut până astăzi. Nimeni nu o să-i deranjeze. Lucrul acesta, și anume o trezire, este cu neputință la oameni. Noi nu-l putem face. Noi ne-am rugat, nu e în puterea omului. Și profetul zicea foarte bine. Îi vezi uscați așa? El știa că nu-i vorba de oase, ci că era vorba de poporul ăsta. Prorocise la poporul ăsta 10 de ani și ei decât voiau să-l omoare. Până la urmă l-au omorât și pe el. Pe care din proroci l-au omorât? Și pe Ieremia. Cam în același timp erau și ei. Ieremia în țară, el în Babilon. Și proroceau. Și după 20 de ani de prorocie în care ajunseseră, el ajunsese ca un cântăreț plăcut, iar Ieremia ca pe unul pe care îl voiau să-l omoare prorocii mincinoși și toți ceilalți. Ce să mai spună prorocul Domnului? Tu știi, Doamne, ce să mai învieze? De atâtea le-am spus, ce să, nu știu, Tu știi. Și Domnul are răspunsul ăsta, lucrul acesta, și anume o trezire în zilele noastre, chiar și o trezire individuală, este cu neputință la oameni. Dar nu la Dumnezeu, pentru că la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Și Domnul să lucreze după puterea Lui și după îndurarea Lui. Amin. Al treilea lucru este vestirea cuvântului. La versetul 4 spune, El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le. Oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Foarte mare act de credință. Cum să predici Evanghelia, cum să predici cuvânt de trezire la oase uscate? Cum să te duci? Păi dar sunt uscate, ce să mai asculte? Du-te și spune cuvântul de trezire. Îi spune prorocului Domnului, du-te și spune cuvânt de trezire peste oasele astea uscate. Păi dar ăștia nu le-am spus de 20 de ani și nu s-au trezit până acum. Dragii mei, vreau să vă spun, chiar nu s-au trezit. Cei din vremea lui Ezechiel nu s-au trezit, l-au omorât pe el. Cei din vremea lui Ieremia nu s-au trezit, l-au omorât pe el. S-au trezit câțiva care au fost cu Daniel în Babilon, în rest o rămășiță mică de tot. În Ezechiel capitolul 9 se vede acolo o rămășiță că le pune pecetea pe frunte. Aceia s-au trezit, în rest cu grămada. Și să știți că trezire în vremea asta la fel se face. O rămășiță de oameni pe care i-are Dumnezeu pe toată fața pământului și în țara asta. Din păcate greu mai dau de ei. Greu. Din ce în ce mai uscăciune, un corp mare, da, e mare corpul evanghelic în țară. Cea mai mare comunitate evanghelică din Europa de Sud, cred că și din Europa de Vest. Aici este, aici sunt biserici. Noi am umplut cu biserici Europa întreagă. Cu biserici moarte am umplut cu oase uscate peste tot. Ascultați cuvântul Domnului. Ce cuvânt? Păi hai să ne spună că suntem mântuiți, că imediat ne ducem în cer, că cum mă frate când viața ta este pierdută, când tu alegi după mamona, când tu ești prins de lumea asta, zice Scriptura, curvia și lăcomia de bani nici să nu fie pomenite între voi, cum se cuvine unor sfinți. Dar aici nu e vorba de pomenire, e vorba de închinare la idoli. Oamenii se duc și se închină la idoli ăștia peste tot și vor să spună că vor ajunge în cer cu sfinții. Să te duci să le spui cuvântul Domnului, care cuvânt? Ce plan măreț are Dumnezeu cu viața ta? Ce important ești? Ce mare ești? Ce tu, dacă nu erai tu, era ceva teribil. Pământul ăsta n-ar fi mers dacă nu erai tu. Să cultivi mândria omului. Nu, nu. Cuvântul Domnului, ascultați-l pentru vremea asta. Vi spun prin Duhul Domnului. Două cuvinte pot să sintetizeze tot ceea ce ne-a dat nouă Duhul Domnului de când suntem în rugăciune. Două versete decât. Și ascultați-le bine că astea nu le-am născocit noi din Scriptură și nu le-am ales noi. Sunt două cuvinte pe care Duhul Domnului le-a dat direct pentru biserica Lui. Acestea două sunt cuvintele pe care trebuie să le asculte oamenii de aici și oamenii de pretutindeni. Unul este acesta, Roman 13:11. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Mă întreb, știu creștinii în ce împrejurări ne aflăm? Știm că este foarte aproape să vină judecata lui Dumnezeu și că înaintea judecății vine răpirea. Știu creștinii asta? Mă întreb dacă știu. Ce mai mult să se aștepte? Oamenii ăștia ar trebui să știe și ăsta e cuvântul de la Dumnezeu. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn, căci acum mântuirea, adică venirea Domnului Iisus este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Și astea se scriau acum 2000 de ani. Mântuirea, venirea Domnului Iisus este aproape, dragii mei. Veți vedea dacă se va întâmpla sau nu. Și al doilea cuvânt care l-am primit direct de la Duhul Domnului a fost acesta și nu numai eu, sunt oameni care stau înaintea lui Dumnezeu, că prorocii lui Dumnezeu trebuie să stea înaintea lui să primească un cuvânt de la Domnul, nu să ia din Biblie să răsfoim, hai ce putem să le spunem, hai că le spunem dacă nu luăm de pe internet o predic. Dacă stai înaintea Domnului, Domnul spune cuvântul lui, astea două. Și al doilea este așa, pe care l-am primit și eu și mulți alții, 1 Petru 4:7, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape.
Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. În primul rând să te trezești și în al doilea rând să rămâi treaz. Adică să veghezi. Asta înseamnă să veghezi. Să rămâi treaz. Frate și soră, lucrurile sunt prea târzii pe scena istoriei. Împrejurările în care ne aflăm, să dea Dumnezeu să le vezi. Sunt două lucruri care trebuie să le faci. Unul, să te trezești și al doilea, să rămâi treaz. Și Dumnezeu să lucreze trezire cu cât mai mulți pe toată fața Pământului. Aici nu e vorba de cult, nu e vorba de denominații, nu-i vorba, oamenii vorbesc tot felul de lucruri. Nu, aici e vorba să se trezească oamenii, să fie un trup, că Domnul nu ia un cult și o denominație, El ia un trup. Și trupul ăla e din oameni sfinți, se numește Biserica Lui Sfântă, curată, fără pată, fără zbârcitură. O mireasă îmbrăcată în haine albe, o mireasă sfântă în care locuiește Duhul Sfânt din belșug, o mireasă care deja laudă, care tânjește și iubește venirea Lui. Asta e mireasa Lui și asta o face Domnul în zilele noastre. Și ar fi bine să te asiguri că ești din mireasa asta. Să nu zici, a, eu am și eu cultul meu, am și eu religia mea. M-am învățat niște definiții ale credinței, uite, rugăciunea păcătosului. Nu, nu e așa. Nu e așa deloc. Și pentru mulți va fi o mare surprindere să vadă că nu e așa. Întrebarea este, mai este timp pentru o trezire, dat fiind că lucrurile sunt foarte aproape. Că Domnul este aproape, că este gata venirea Lui. Și spun și eu cum a zis prorocul, Doamne Dumnezeule, Tu știi. Și vă mărturisesc înaintea dumneavoastră și toți cei care vor mai auzi, că în ceea ce mă privește, ori o voi vedea, ori mă va lua Domnul căutând-o. Chiar dacă e timp sau chiar dacă Domnul vine, asta e ocupația principală, dragii mei. Asta este sarcina pe care o au oamenii care stau aproape de Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu le vorbește. Du-te și spune oamenilor să se trezească, că eu sunt aproape să vin. Asta e cuvântul. Celelalte? Vorbării goale și lumești, oamenii vor înainta în necinstirea lui Dumnezeu și asta se întâmplă, apostazia în biserici va merge crescând exponențial, cum și crește. Și Domnul să ne ajute să înțelegem bine care e cuvântul, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Fiți și voi sfinți în toată forma voastră de viețuire, în toată purtarea voastră. Mai este timp pentru o trezire? Dumnezeu știe. Nu pot să spun. Noi trebuie să o credem și să o căutăm. Datoria adevăratului proroc al Domnului este să vestească cuvântul trezirii. Într-o mulțime de proroci falși, câți erau pe vremea lui Ieremia buni? Ieremia. Și câți erau falși? Sute, toți ceilalți. Câți erau pe vremea lui Ezechiel buni în partea cealaltă, la râul Chebar? El și ceilalți? Ne întoarcem înapoi în Ierusalim. Ierusalim nu se va dărâma, mai puțin și ne întoarcem înapoi. Și strângeți bani aici, bine că venim înapoi. Măi, cetatea se va dărâma. Nu, 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 judecata vine. Stai, mă, ce ai, mă, tu tragi cu rău. Zi-mă, predici de asta, de zidire, nu de dărâmare. Păi se dărâmă. Ce se dărâmă? Templul Domnului. Oi, de dărâmare, de dărâmare. Asta predicau ei. Că vine judecata și judecata când va veni, de unde începe? De la casa lui Dumnezeu. Și noi am zis că asta este numai la cină. Nu, nu. Este vorba de judecata de la sfârșit, că este ceasul când judecata este gata să înceapă. Și cel neprihănit fluieră liniștit pe plajă. Nu, nu. Scapă cu greu. Ce se va face cu cel păcătos? Dragii mei, când a fost judecata să înceapă, zice, iată, uite, Nebucadnețar dă cu sorțul. În ce parte să o ia? Spre Amoniți sau spre Israel? Și Domnul zice, sorțul pe Israel, de aici să începe, aici să distrugi. Judecata va începe. Și vă spun care, am mai spus-o asta, care e judecata de la casa lui Dumnezeu. Judecata este aceasta, ascultați bine. Unul va fi luat și altul va fi lăsat. Atunci se face judecată. Înainte să vină necazul, Dumnezeu judecă biserica pentru că răpirea pentru unii va fi binecuvântare și pentru alții judecată. Își vor smulge părul din cap și îl vor lua pe pastorul ăla care l-au plătit ca să le spună minciuni și îl vor da cu el de perete. Ce ai făcut, mă? Ce să mai fac? Și asta va fi scena în multe, multe biserici creștine, care acum sunt foarte frumoși, păstorii lor bronzați și nevestele la fel. Și oamenii pompând bani în buzunarele lor. Asta e starea bisericii. Oase uscate. Oase uscate și prorocii Domnului care stau în taină cu el trebuie să spună cuvântul Domnului. Ia, uitați-vă cum spune lui Ieremia. De unde să scoată ei cuvântul? Asta nu e cuvânt inventat. Hai să mai facem o predică. Nu, nu, lasă de astea că ne-am săturat noi. Spredici destule. Ieremia 23:16. De unde vine cuvântul Domnului? Vine așa, așa vorbește Domnul oștilor. N-ascultați cuvintele prorocilor care vă prorocesc. Cum să nu mai ascultăm de ei? Ia uite, Domnule, îndreamnă la răzvrătire omul ăsta. Nu mai ascultați, că așa zice Domnul. De ce să nu-i mai asculți? Nu-i mai asculta, închide. De ce? Ei vă leagă în închipuiri zadarnice. Spun vedenii ieșite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului. Leagă-nă. Ca omul să doarmă. Ei spun celor ce mă nesocotesc, Domnul a zis, veți avea pace.
Cum, domnule, îl vezi pe om că trăiește în mizerie? Zice, lasă, nu te băga, nu judeca tu. Păi tu ești proroc al Domnului sau ce ești? Păi prorocul Domnului scoate păcatul pe față, anunță judecata și cheamă la pocăință. Dacă nu, ce ești? Gâdilător de urechi, dornic de câștig mărșav, foarte bine. Și zic tuturor celor ce trăiesc după aplecările inimii lor, nu vi se va întâmpla niciun rău. Cine a fost de față la sfatul Domnului ca să vadă și să asculte cuvântul lui? Cine a plecat urechea la cuvântul lui și cine l-a auzit? Iată că furtuna Domnului, nu pacea, urgie izbucnește, se năpustește vijelia și cade peste capul celor răi. Fraților, am primit cuvântul ăla de la Domnul din Țefania, eu aveam alt cuvânt. Și dimineața Domnul a zis, stai, lasă cuvântul ăla, pune de asta. Cum, Doamne, să spun? Păi spune asta, că vine judecata, voi nimici de pe pământ. Toți oamenii, pe oameni și pe dobitoace, pești mării și păsările celui, voi nimici? Și rugați-vă voi cei smeriți din țară, poate veți fi cruțați. Asta e singura șansă să fii cruțat, și anume răpirea bisericii. Vine într-o clipeală din ochi, dacă ai ratat-o pe aia. Cine a plecat urechea la cuvântul lui? Iată, furtuna Domnului, urgie izbucnește. Dragii mei, va izbucni. E de ajuns, gata, păcatul e la culme. Ce mai mare cu culmea păcatului, știți care este? Sodomia, gata, s-a atins culmea, s-a depășit culmea, punct. Ce mai mult decât atât? Nelegiuiți, gata, s-a terminat. Înțelegeți-mă bine, că nu vorbim lucruri care nu se întâmplă. Iată că furtuna Domnului, urgie izbucnește. Uitați-vă bine că toată Europa e sub cod roșu și e de câteva zile. Va continua și toată vara asta se vor prăji. Asta e decât judecată de avertizare. Se nepustește vijelia și cade peste capul celor răi. Mânia Domnului nu se va potoli până nu va împlini și nu va făptui planurile inimii lui. Veți înțelege în totul lucrul acesta în cursul vremurilor și știu că îl vom înțelege. Sper să nu fim aici pentru judecata finală. Eu n-am trimis pe prorocii aceștia și totuși i-au alergat. De ce au alergat? Păi le dădea poporul bani, de-aia au alergat. I-au pregătit la institut. Păi asta e meseria mea, ce să fac, domnule, lasă, domnule, să că e om amărât, să-i zic de bine. Bine, zic de bine. Leagă-n-l dulce. Nu le-am vorbit și totuși au prorocit. Dacă ar fi fost de față la sfatul meu, asta e problema lor, că nu stau înaintea lui Dumnezeu să stea la sfatul lui. Și pe vremea lui Ieremia erau sute, dar nu stăteau cu Domnul. Și spuneau ei ce știau ei, zice, domnule, luăm așa Scriptura și o interpretăm noi așa, cam după mintea noastră. Stai tu în taină cu Dumnezeu la sfatul lui, că dacă ar fi fost de față la sfatul meu, ar fi trebuit să spună cuvintele mele poporului meu și să-i întoarcă de la calea lor rea, de la răutatea faptelor, pe cine? Pe poporul meu, spune Domnul. Poporul lui Dumnezeu are nevoie să se întoarcă de la faptele lor, de la calea lor rea. Și adevăratul proroc e cel care spune poporului lui Dumnezeu, întoarceți-vă, casa lui Israel. Nu vă legănați dulce în închipuiri zadance. Nu bantajează prorocul adevărat rana și spune pace, pace, când pace nu este. Nu leagănă cu închipuiri zadance și nu gândi la urechi. Aceștia sunt prorocii adevărați și Ezechiel era un proroc adevărat. Și spune Domnul, du-te și vestește-le cuvântul la oase uscate. Cuvântul Domnului are de-a face cu lucrul acesta, cu trezirea poporului său. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea, versetul 5 și 6. Iată că vă voi face să intre în voi un duh și veți învia. Doamne, fă așa. Amin. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele și voi pune un duh în voi și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Dragii mei, cine are ochii deschiși, cine stă în taină cu Domnul și cu Duhul lui, îi se deschid ochii și vede. Nu că intră în seria lui Ravenhill și Tozer și nu știu mai cine. Într-adevăr, oamenii ăia vorbeau așa pentru că aveau ochii deschiși. Dar în același timp erau sute și mii de oameni cu ochii închiși. Și eu am constatat după ce am vorbit de aici că același Duh ne-a descoperit aceleași lucruri. Când le-am citit în carte, zic, ia uite, domnule, le scrisese altul cu 10 ani înainte. Păi da, normal că e același Duh care îți vorbește. Și Domnul să lucreze prin Duhul lui, să vedem starea aceasta și să credem, dragii mei, oamenii aceștia, Ravenhill nu știu dacă a ajuns să vadă o trezire în America, dar a murit căutând-o. Atâta dezamăgire. Au murit căutând trezire, n-au văzut-o decât în tinerețe, a văzut el prin Anglia, și au văzut America căzând la fund, prin 90 ceva, dacă ar fi văzut-o acum. Spunea Wilkerson că a văzut în New York-ul, Times Square, unde are el biserica, unde a fundat biserica, era în flăcări. Făgăduința este așa, voi pune peste voi un duh și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Făgăduința, dragii mei, este că Dumnezeu va da Duhul lui. Și Duhul lui nu este așa ca să-l ia pe un om și să-l facă cine știe ce mare spectaculos, să facă semne și minuni. Dragii mei,
Duhul lui Dumnezeu vine ca să-l trezească pe om, să-i deschidă ochii, să-i aducă pocăință, să-l facă să se zmerească înaintea lui, să-l umple, să-i dea putere în viața de credință. Astea cu semnele și minunile sunt de-abia partea a doua și nimeni n-ar trebui să caute pe Duhul Sfânt pentru asta, că nu e Duhul lui Dumnezeu. Nu din Duhul lui Dumnezeu se naște o astfel de dorință. Important e să ai viață. În ultima instanță, întrebarea este așa, curg din inima ta râuri de apă vie? Asta e întrebarea. Ai viață. Spunea în spaniolă cântarea aceea, dame vida y vivire, dăm viață ca să trăiesc, Doamne, dă-mi apă, mi-e sete. Așa trebuie cerut Duhul Sfânt. Scopul pentru care Dumnezeu face să coboare Duhul Sfânt este o făgăduință aici și ar fi bine să o luăm pentru noi. Ioel capitolul 2, după aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. Și unii zic, s-a împlinit, bun, s-a împlinit, dar stați un pic că mai are împlinire. Nu s-a terminat de împlinit. S-a terminat epoca bisericii și eu nu știu? Nu s-a terminat. Și nu s-a terminat epoca care se numește epoca Duhului Sfânt. Nu, încă mai este. Și spune așa, soarele se va preface în întuneric, în lună și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Este o făgăduință că Dumnezeu va da Duhul lui exact aici în Ezechiel, peste oasele uscate din poporul lui Dumnezeu, de pretutindeni, ca să ridice un trup sfânt înaintea lui. Asta e biserica care o ridică, biserica zilor de pe urmă. Se va cunoaște pentru că va avea Duhul Sfânt. Nu e vorba de cult aici și de denominație, e vorba dacă ai Duhul Sfânt, că Dumnezeu ne va lua din pricina Duhului Său care locuiește cu adevărat în noi. Și se va vedea asta pentru că ei au Duhul Sfânt, este numai un trup mort, e un trup viu. Și Dumnezeu face asta în zilele noastre. Să știți că o face în China, Dumnezeu și-a ridicat acolo o rămășiță, o face în țările astea, chiar și în țările astea din Occident, în Canada, sunt oameni în mijlocul apostaziei generalizate. Cei mai mulți, dragostea celor mai mulți se va răci. Biserica va aluneca în apostazie. Lucrurile astea se întâmplă. Dar Dumnezeu va avea un popor sfânt care îl va răpi la el. Și poporul ăsta este o rămășiță. Despre asta e vorba. Pe poporul acesta Dumnezeu îl va binecuvânta punând Duhul lui cel Sfânt. După făgăduința lui. Înainte să vină ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșată. Scopul este slava sa, cum zice aici, și veți ști că eu sunt Domnul. Etapa următoare, a patra, mai este o etapă după ce ascultă cuvântul Domnului. Străviți să fie Domnul pentru oricine care ascultă cuvântul de trezire. Amin. Să știți că oameni care ascultă cuvântul de trezire sunt pretutindeni și te miri cum se trezește cât un om singur, fără adunare, fără... Dar etapa următoare este așa. Apropierea oaselor într-un trup. Versetele 7 și 8. Am prorocit cum mi se poruncise și pe când proroceam s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. Ia uitați cum se întâmplă înainte de trezire. Pe oase uscate, dar se apropie să formeze un trup. Și Dumnezeu îi face să fie, să se cunoască unii pe alții. M-am uitat și iată că le-a venit vene, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar încă nu era Duh în el. În mare parte ne descrie, pe majoritate. Este o mișcare de apropiere a trupului lui Hristos, adevăratul trup, care nu ține de nimic altceva decât de el, și Dumnezeu îi apropie și îi face una, indiferent trece de barierele astea pe care le-au pus oamenii, și îi face un singur trup. De ce? Pentru că are în vedere să coboare peste ei Duhul de viață. Deci este o etapă intermediară și anume apropierea oaselor. A cincea înseamnă să cer Duhul de viață. El mi-a zis, versetul 9, a cincea înseamnă chiar să cer Duhul. Păi noi n-am știut că trebuie să-L cerem, chiar ce au soră, și eu nici n-am știut că trebuie să cer Duhul. A zis că vine la când te-ai botezat sau când te-ai întors la Domnul, a venit și Duhul și gata. Într-adevăr, este o parte, este adevărat că nimeni nu se naște decât din Duh și din apă. Dar Scriptura spune că trebuie să-L ceri. Scrie Scriptura, n-am scris eu Scriptura. Zice așa, El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului, prorocește Fiul omului și zi Duhului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să înviez. Amin. Amin. Zic, Doamne Dumnezeule, trimite Duhul Tău peste morții poporului Tău ca să învieze, să văd și oameni vii. Chiar dacă aș fi în colțul ăla unde stă copilul de acolo, să-i văd pe toți vii, eu aș fi cel mai bucuros. N-avem noi nevoie de fală și de renume, nu suntem în căutare de așa ceva de recunoaștere. Vrem să vedem poporul lui Dumnezeu având viață, dar să aibă viață, mă, fraților. Că au venit doi oameni aici și se vedea viața la ei. Doi oameni. Și pentru doi oameni s-a coborât Duhul Sfânt. Zici, Doamne, dar cum au ăștia viață? De închipuiți-vă 2000 de astfel de oameni. A cere Duhul de viață. În primul rând să-L cer pentru tine. Și ar fi bine ca rugăciunea noastră, nu toți sunt proroci chemați să vestească cuvântul de trezire. Dar cum zice aici prorocul, Duhule vino din cele patru vânturi, zi așa și tu, Duhule vino peste mine. Duhule vino peste morții aceștia și vino mai întâi peste mine. Luca 11:9 spune, de aceea și eu vă spun, cere și vi se va da, căuta și veți găsi, bate și vi se va deschide. Căci voi dacă care sunteți rei știți, dar
să dați darul bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Cine sunt cei care cer? Copiii lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu, care sunt născuți din Duh și din apă, altfel nu ești copil al lui Dumnezeu. Și măcar că ești copil al Dumnezeu, te-ai născut din Duh și te-ai născut din apă, tu ai nevoie în continuare să ceri Duhul Sfânt. Domnul să ne ajute să înțelegem asta. Repet, nu pentru semne și minuni sau ca să te asculte cineva cu urechea să zică gata, uite, a zis ceva, gata, ai primit. Nu, asta e așa de ușor, e așa o făcătură și o imitație de, nu știi ce să faci, să râzi sau să plângi. La Ioan capitolul 7, versetul 37 spune așa: în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a zis: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească, cei ce vor crede. Să te simți uscat. Asta înseamnă. Și să zici: Doamne, eu am nevoie de apă. Eu am nevoie de apă. Dacă vrei să se întâmple ceva în casa ta, în jurul tău, în orașul ăsta, noi vrem orașul să se trezească, fraților, trebuie să fie râuri de apă vie. Să-ți vezi uscăciunea, să zici: Duhule, vino peste mine. Doamne, trimite Duhul tău. Eu ți-l cer cu disperare. Nu mă interesează nimic. Important e să vină Duhul Sfânt. El face diferența. Întotdeauna Duhul a făcut diferență. Asta înseamnă trezire. O coborâre a Duhului Sfânt în mijlocul adunării sale. Și Domnul să ne facă parte tot mai mult de asta. Al șaselea lucru este coborârea Duhului, într-adevăr, care are ca rezultat o formare a unei mari oștiri. Fratele știe de o grupare care se numește cum? Oastea Domnului. Uite și în Biblie scrie: Dumnezeu astăzi își ridică oștirea lui. Versetul 10: am prorocit cum mi se poruncise și a intrat Duhul în ei. Amin, Domnul să facă asta. Și au înviat și au stat pe picioare. Era o oaste mare la număr, foarte mare la număr. Știți că în Sardes se spune despre biserica asta, caracterizează multe biserici, îți merge numele că treci, dar ești mort. Uite că a venit Duhul și au înviat. Morții pot să învieze. Slavă Domnului pentru asta. Numai să-și vadă starea și să ceară. Dumnezeu, dragii mei, își ridică astăzi o oștire. Pune Duhul Sfânt. Oștirea Domnului e formată din oameni care au plinătatea Duhului Sfânt, nu din altceva. Că nu poți să te duci la luptă fără să ai Duhul Sfânt. Oștirea, ca să ducă lupta lui Dumnezeu, trebuie să aibă ce? Sau pe cine? Pe Duhul Sfânt. Pe Duhul Sfânt. Putere de... Zice așa: Dumnezeu își ridică astăzi o oaste pentru luptă. Un vuiet se aude pe munți, ca vuietul de popor mult. Se aude o zarvă de împărății, de neamuri adunate. Domnul oștirilor își cercetează oastea care va da lupta. Amin. Să fim noi oastea asta, fraților. Isaia 13:4. Dumnezeu își cercetează oastea care va da lupta. Lupta cu răutatea din orașul ăsta, cu păcatul din orașul ăsta. Aici e duc de curvie, de ghicire, ocultism, închinare pe față la Satana, festivalul Dracula Fest, aici în orașul ăsta. Și bisericii, păi ce se mai facă bisericii? Suntem la plajă, dai să băgăm în concediu 2 luni biserică. Iulie și august. Niciodată nu se va veni nimic. Dacă nu-i sfințire, dacă nu-i curăție. S-a săturat lumea, mărturie e stricată, ies tinerii ăștia în stradă. Spune Evanghelia, ce să te mai asculte? Oașe, dar nu știm noi păște. Nu știm. S-a dus mărturia. Mai bine ar fi fost să nu fi existat niciodată, decât să fii fost și să strice mărturia în halul în care au făcut. Să te duci într-un oraș, te duci în Peru, cum am dus eu pe munți, te vadă acolo alt să zică: tu ce vrei? Să zic Evanghelia. Foarte bine, eu n-am auzit niciodată. E ușor acolo. Că se pocăiesc sau nu, asta urmează după. Dar aici Dumnezeu își ridică o oaste pentru luptă. Și întrebarea este: vrei tu să fii un ostaș din ăștia? Ascultă, dacă vrei să fii un ostaș, că nu e așa de simplu. Este așa cum spune 2 Timotei 2:3: suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Vrei să fii ostaș? Auzi ce face un ostaș? Suferă. Suferă. Oricine vrea să trăiască cu Evlavie în Hristos va fi prigonit. De cine? Zice, de unde ai tu rănile astea? În casa pe celor pe care i-am iubit, le-am primit. Vrei să trăiești cu Evlavie în Hristos? Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Te mai încurca cu asta. Las, că te-ai încurcat destul. Oricum nu mai e timp să te mai încurci cu el. Dacă vom avea ce mânca și ce bea și cu ce ne îmbrăca, ne e de ajuns. Dragii mei, trezirea va veni așa. Când Domnul își pune Duhul Sfânt, biserica lui devine o oștire. Și asta nu e o oștire în defensivă să zică: da, Domnule, vremea de pe urmă, ni se golesc băncile, se duc oamenii la muncă în străinătate. Nu, asta va fi o biserică în ofensivă. Dumnezeu își pregătește oastea care va da lupta. Nu doar că va da lupta, ci va și
birui. Ea este biserica biruitoare, porțile locuinței morților. Ea se duce peste ele și le dărâmă, nu invers. Dar asta e biserică formată sau oaste din oameni îmbrăcați în armură, într-adevăr, și plini de Duhul Sfânt. Trezirea înseamnă biserica în ofensivă, dărâmând porțile locuinței morților prin puterea Duhului Sfânt. De unde putere pentru asta? Nu prin cuvinte, că împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. De unde putere? Păi zice aici, comoara aceasta pe care o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să vină de la Dumnezeu. Dacă noi ne recunoaștem starea și însetăm și cerem, asta e scopul nostru, atunci Dumnezeu va da această putere nemaipomenită prin Duhul lui Cel Sfânt. Având ca final, a șaptea etapă și cea mai frumoasă, descoperirea slavei Domnului. Descoperirea slavei lui Dumnezeu vine numai în urma unei pocăințe autentice. A poporului lui Dumnezeu, versetul 11. Din 3:7. El mi-a zis, fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că îi zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. Păi da, să zici. Și recunoșteau starea, nu ziceau, suntem bine, avem vremuri de aur înainte, mântuiți, mântuiți. Templul Domnului, templul Domnului, cuvântul Domnului, lasă tu atâta vorbărie, ce tot înșiri tu legile mele? Și spune așa poporul, ni s-au uscat oasele, măcar de-ar fi oamenii în poporul lui Dumnezeu să zică așa, Doamne, ai milă de noi, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți, ai milă de noi, că a intrat lumea peste noi și ne-a distrus, nu noi am dus lupte în afară, ci lumea a dus lupte înăuntru și a dat lovituri fatale bisericii lui Dumnezeu. De-aia a ajuns ce a ajuns și de-aia se vorbește astăzi despre apostazia vremurilor din urmă. Nu-i lepădare de credință în catolicism și ortodoxie, că n-au avut niciodată credință. Ce să lepede? De 2000 de ani umblă cu icoanele. 1000 și ceva de ani, nu chiar 2000. Ci lepădarea de credință a venit la cei care au avut credința. În urma unei pocăințe sincere. Și vreau și eu să dau două rugăciuni care pe mine m-au mișcat. Le-am făcut de cursul anilor, sunt 7 ani de când suntem în țară din nou. Domnul să lucreze trezire. Amin. Dar asta depinde de noi. Dumnezeu face trezire într-adevăr, dar depinde de noi. Iată rugăciunea noastră, pe care o aveam atunci prin Duhul Domnului și pe care o vom avea până la venirea Lui. Ieremia 14, cu 7. Dacă nelegiurile noastre mărturisesc împotriva Ta, lucrează pentru numele Tău, Doamne. Căci abaterile noastre sunt multe, am păcătuit împotriva Ta. Nu uscăciunea n-a venit așa oricum, ci a venit pentru că și noi le-am făcut pe astea. Noi, cei care suntem aici. Cine a fost fără prihană să ridice mâna sus. Căci abaterile noastre sunt multe, am păcătuit împotriva Ta. Tu care ești nădejdea lui Israel, mântuitorul lui la vreme de nevoie. Pentru ce să fii ca un străin în țară? Ca un călător care intră doar să petreacă noaptea în ea. Așa a ajuns Domnul, în vizită decât, din când în când. De ce să fii ca un om încremenit, ca un viteaz care nu ne poate ajuta? Și totuși, Tu ești în mijlocul nostru, Doamne, și numele Tău este chemat peste noi, de aceea nu ne părăsi. Amin. Și Isaia 63, cu 15, privește din cer și vezi din locuința Ta cea sfântă și slăvită, unde este râvna și puterea Ta. Fiorul inimii Tale și îndurările Tale nu se mai arată față de mine. Totuși, Tu ești Tatăl nostru, căci Avram nu ne cunoaște și Israel nu știe cine suntem, dar Tu, Doamne, ești Tatăl nostru. Tu din veșnicie Te numești Mântuitorul nostru. Pentru ce, Doamne, ne lași să ne rătăcim de la căile Tale și ne împietrești inima ca să nu ne temem de Tine? Întoarce-Te din dragoste pentru robii Tăi, pentru semințile moștenirii Tale. Poporul Tău cel sfânt n-a stăpânit țara decât puțină vreme. Vrăjmașii noștri au călcat în picioare locașul Tău cel sfânt. Am ajuns ca un popor pe care niciodată nu l-ai cârmuit Tu și peste care niciodată nu s-a chemat numele Tău. Domnul să se întoarcă în mijlocul nostru, să-și arate slava. Altfel, încă o adunare moartă a luat ființă în casa asta. Și sper să nu fie niciodată cazul ăsta. Ci Domnul să-și arate slavă. Să fie nu oase uscate, ci un trup viu. Să nu fie o mulțime de oase împrăștiate pe fața voi, ci un trup, o rămășiță sfântă, în care Duhul Sfânt să locuiască. Amin.